la vulturi, de Gala Galaction. Gala Galaction a îmbogățit patrimoniul literaturii naționale cu numeroase romane, nuvele, schițe, amintiri, însemnări de călătorie, traduceri, devenind astfel unul dintre cei mai viguroși și mai originali scriitori români din acest veac. Coordonatele personalității scriitorului sunt sensibilitatea, firea imaginativă, receptivitatea la tot ce înseamnă durerea și dragostea umană. Garabeti Brăileanu socotea un stilist de mâna întâi, iar George Călinescu un mare artist capabil de o mare probleme de conștiință. Într-adevăr, nuvelele care l-au consacrat pe acest mare povestitor, Moara lui Călifar, De la noi la Cladova, Gloria Constantini, În pădurea Cotojmanei, Copca Rădvanului, Lângă apa Vodislavei, La vulturi, Zile și necazuri din Zaveră și altele, înfățișează dureri și frământări omenești, conflicte sociale și morale. Ele au fost strânse de autor în volumele Bisericuța din Răzoare din 1914 și Clopotele din Mănăstirea Neamț 1916. Gala Galaction a mai scris și romane, La răspântie de veacuri, autobiografic, Roxana și Papucii lui Mahmud, cel mai zbutit dintre ele. Publicat inițial în Viața Românească din 1912 și inclusă ulterior în volumul său de debut, Bisericuța din Răzoare, novela La vulturi, reprezintă o pagină din trecutul zbuciumat al poporului nostru, din suferințele îndurate în timpul cotropirii turcești ce au urmat revoluției lui Tudor Vladimirescu. Tema novelei o constituie așadar evocarea unui episod din lupta pentru independența națională a locuitorilor țării românești la începutul veacului trecut. Structura compozițională există în novela La vulturi două planuri de desfășurare a acțiunii în timp. Primul plan există un timp al trecutului, un timp constituit istoric, susținut de pribegiile lui Dărilă, care corespunde cu istoria poporului român în perioada stăpânirii turcești. El are un rol de expoziție dezvoltată, fiind realizat cu ajutorul descrierii. Perioada reliefată ca durată într-un plan al rememorării, al aducerii aminte, e susținută epic prin invocația lui Moș Dănilă din finalul novelei. Al doilea plan există un timp al acțiunii directe care cuprinde fapte petrecute în cuibul de vulturi și se realizează cu ajutorul Agripinei, fiica lui Moș Dănilă și mama a trei copii. Înfățișind cadrul acțiunii și momentele semnificative din biografia lui Moș Dănilă, primul plan are și rol de expoziție dezvoltată. Gala Galaction fixează cadrul natural în care au loc întâmplările și prezintă oamenii care participă la ele. Tabloul de natură, conturat mai ales prin imagini plastice, este static și realizat cu ajutorul descrierii. Autorul zugrăvește o atmosferă de măreție și lumină, solicitând mai întâi ochii să descopere uimit un tablou cadru de viață și de moarte, de înălțări și prăbușiri. La structurarea lui contribuie cu mare succes contrastul dintre diversele elemente ale imaginii globale a reliefului, într-o zi cu soare, culmile scripetului colțuroase și limpezi ca o cunună de securi, îi se dezvăluie ca o măreață construcție adunată de jur împrejurul unei palme de pământ locuite de un pumn de oameni. Locul acesta se numește Iablanicioara, de la numele pârâului care izvorând de undeva din munte și poartă undele oțelite printre lespezii zdrobiți și printre fagi cosiți mereu la rădăcină, adunându-se și depănându-se apoi prin jdeaburile pe care ciobanii stăpânei ținutului le întind în cale spre a traversa o poiană, căzând apoi peste creștetul brazilor către vale. Pe lângă pârâu coboară o cărare, singura mai leznicioasă, dar chinuită, ca și viața oamenilor care trăiau în cele câteva case întemeiate în acel cuib de vulturi. Observăm că metaforele deosebit de expresive dau viață și trăinicie tabloului, țesându-se într-un fermecător covor artistic prin contribuția verbelor și ele alese cu un acut simț al puterii de sugestie, puse să lucreze într-un timp al eternității imperfectul. Se dezlușea, se aduna, clădea, se știrbea, era, adunau, depănau, ținea, dădeau drumul, țâșneau, întreiau, cobora, pluteau.
se poate deduși valoarea de simbol a unor imagini ca și puterea anticipativă a altor. Astfel, în fața cerului mai sus decât brazii cei mai înalți, vulturii pluteau neobosiți, scăldându-și aripile în lumină și dând fiorul morții păsăretului de cas. Imaginea vulturilor poate fi interpretată și ca un simbol al aspirației către înalt, al mândriei de neînfrânt, al speranțelor, dar și ca o permanentă prevestire a pericolului, a tragediilor care pândesc pe oamenii în orice clipă. Întreaga novelă este construită pe baza metaforei simbol cuib de vulturi, folosită acum de scriitor, purtând întrânsa multiple semnificații. Aspirația oamenilor pentru o viață liberă, mai bună, amenințarea care planează asupra oamenilor, calitățile morale ale celor care trăiesc în vârful muntelui, demonstrând voința, dârzenia, îndrăzneala, neînfricare. După cum alte imagini sugerează de asemenea viața aspră, sfârșiată de atâtea dureri a acestor suflete care își construiau destinul prin veșnica luptă cu obstacolele din jurul lor, ori dincolo de ele. Exemplu, undele oțelite ale iablanicioarei, culmile scripetului sunt colțuroase, munții au coamele zvârlite până la cer. Aceste structuri au valoare anticipativă, ele par să creioneze cadrul auster în care se vor desfășura faptele și se va contura destinul dramatic al celor care, suiți în vârf de munte, nu mai pot supraviețui nici aici. În acest tablou, atenția se concentrează la un moment dat asupra baciului Dănilă, starostele ciobanilor din partea locului, un om care trecuse prin multe suferințe și încercase multe valuri de amărăciune. Între locuințele de fundul văii, cea mai mare și mai gospodărească era casa lui Dănilă. El este veletit de pe plai, dar mare baci la bătrânețe. De aici încolo, scriitorul va evoca momentele semnificative din biografia acestui personaj, ale cărui drumuri de pribegie și de luptă corespund cu însă și istoria poporului român în perioada stăpânirii turcești. Chip cu adevărat memorabil construit în prima parte prin acumularea unor imagini care indică drumul devenirii lui, iar în partea a doua a novelei prin imaginea surprinsă în mișcare, în încordare și meditație profetică, la sfârșit, Dănilă constituie un personaj reprezentativ pentru ceea ce a însemnat altădată oamenii legați de glie, atașați cu trup și suflet țării, vibrând la chemările ei mari de dreptate, libertate și lumină și sprijinându-le după putere. Bătrânul este semnificativ de asemenea pentru voința de neînfrânt de a învinge nenorocirile soartei, ca Dan Capitan de Plai din Vasile Alexandrie. Printr-o suită de întâmplări povestite într-un ritm alert și în mod subțint, cititorul cunoaște drumul de chin al lui Dănilă, care după ce pucoiul năvălirilor străine îi măturase de 3 ori averea făcută cu trudă, a părăsit locurile în care se născuse, s-a urcat la munte făcându-se cioban și întinzându-și câțiva ani neamul și întâietatea aici, în Valea Iablanicioare. La imaginea urgiilor aduse din afară de către turci, scriitorul alături pe acea luptei lui Tudor Vladimirescu pentru împlinirea înăuntru a dreptății mult visate de popor, luptă pe care o sprijină în chip direct și un grup de bărbați porniți din acel cult de vulturi, plătiți și îmbrăcați de Moș Dănilă și având în frunte pe Păun Ozun, unul din genii de acestea. Păun este un român falnic, trup și suflet de viteaz. Soția lui Păun este Agripina, fata cea mai mică a uncheașului. El avea 3 copii, Măriuca, Vlad și Păunaș, care era abia de 2 luni. După terminarea acumulărilor realizate prin retrospectivă, întreaga construcție epică sosește din nou la acel moment de tihnă și de lumină descris la început. Natura măreață, dar severă, se umanizează. Scriitor înfățișează gospodăria lui Păun, stăruind pe imaginea primilor 2 copii, Măriuca și Vlad, care se jucau lângă șuvoiul Iablanicioarei, pe trecerea din fundul grădinii și pe aceea a mamei lor, Agripina. Păunaș foarte mic născut după plecarea tatălui său la luptă, doar dormea în albie. Casele întemeiate în acest cuib de vulturi erau fără bărbați. Toți erau duși după treburi. Mai rămăseseră pe lângă vetrele, moșnege, femeile și copiii, dar această pace adâncă a locurilor, fiindcă dintre munți
Fântâna dintre munți, plină de chipul și de aleanul soarelui, este sfâșiată de pe neașteptate de un strigăt care sfârtecă sufletele și întreaga fire. Fugiți, vin turci! Imediat, notează autorul, slăzile fură sfredelite de țipete, nechezături și împușcături. Intriga. Din acest moment, firul epic capătă un ritm extrem de încordat și de dramatic, sugerând în mod excepțional dramatismul acelei femei, simbol al mamei în stare să sacrifice oricând spre a-și salva copiii. Novela se așează de acum înainte în cel de-al doilea plan al acțiunii sale, pe lupta disperată a Agripinei pentru a ieși dintr-o situație limită impusă de venirea neașteptată a turcilor. Groaza care pune stăpânire pe întreaga ființă a Agripinei este dezvăluită gradat prin consemnarea stărilor ei fizice și psihice. Reacțiile ei febrile, disperate, sunt comunicate de scriitor într-un limbaj menit să transmită panica, spaimă. Drumul Agripinei, alergând cu cei trei copii de mână sau în brațe, luptându-se cu muntele, cu moartea, se realizează de fapt prin maestria scriitorului ca o pagină dintre cele mai frumoase din literatura noastră, o pagină clocotind de durere, vibrând de înfiorate descrieri în care se armonizează permanent lumini și umbre. Procedeile la care apelează Gala Galaction pentru a-și caracteriza personajele sunt restrânse. Două sunt modalitățile dominante. Prezentarea personajului făcută de autor și B. Dezvăluirea trăsăturilor de caracter ale personajelor din participarea lor la acțiune. Surprizându-și eroina într-o situație limită, autorul are prilejul de a evidenția adevărata esența ființei acesteia. Agripina este nevoită să urce o adevărată golgotă, privind-o la început din exterior, Gala Galaction îi urmărește, îi surprinde mai ales gesturile febrile, se repezi la păunaș și îl ridică din albi, îl puse din poală și prin ușa din fund țâșnii în grădină. Se strecură pe ușa, pe lângă gard, ajunse pe Măriuca și pe Vlad și luându-i după ea, început să urce coasta din fag în fag. Suita de verbe folosite aici, verbe la perfectul simplu sau prezent, constituie mijlocul principal al sugestiei pentru spaima ce cuprinde și al hotărârii luate cu bărbăție de a-și salva cu orice preț copiii, alegând pentru aceasta cărarea cea mai scurtă, dar și cea mai anevoioasă. De aici înainte, atenția scriitorului este distribuită între personaj și natură. Gala Galaction folosește o gamă largă de procedee artistice, care toate la un loc scot la lumină copleșitoarea frumusețe morală a Agripinei. Urmându-și personajul din momentul când începe să urce scara de bolovan și de rădăcini, autorul face remarca. Trebuia un om zdravân ca să poată să biruiască pieptul muntelui. Nu o muiere cu un copil în poală și cu alți doi după târâși după ea. Într-adevăr, trăsăturile fizice, în special tinerețea și vigoarea Agripinei, accentuează și mai mult efortul ei de a-și salva cu orice preț copiii. Era voinică Agripina tânără și vânjoasă, dar povara cu care se lupta era peste puterile unei femei. Suia din greu cu pieptul tot atât de zmăcinat ca și șuvoiul de alături, ajutând pe Măriuca și pe Vlad și ferind pe păunaș din poală ca să nu îi zbească de pietre ori de crengi. Pentru a relata dificultățile urcușului care constituie desfășurarea acțiunii, scriitorul ne comunică suferința fizică a femeii și mai ales stările ei sufletești, insistând asupra gândurilor năvalnice ale personajului, care este gata de orice sacrificiu pentru a-și feri copiii de primejdii. Unde să se ascundă? Unde să se întârzie acum când focul arde la tălpile picioarelor? Mai bine să lupte până când o plezni inima din piept. Dacă ajunge la stână, poate să cadă și să moară. Au scăpat copilașii, sângele lui Păun, rodul dragostei lor, lumina ochilor lui Dănilă. Mai bine să urce, să nu se lase până nu va vedea măcar în pornița de sub stână și atunci când o cădea moartă, Măriuca, Vlad și Păunaș au scăpat cu viață. Observăm că autorul notează în mod direct gândurile eroinei pentru ca mai apoi să înregistreze senzațiile ei, unele de o violență rară, generată de oboseală, durerea și marea tensiune nervoasă prin care acestea trece.
Urmărim astfel gradație dinspre exterior spre adânc, spre interior, sugerată între altele prin folosirea unor interjecții și exclamații bine plasate prin construcții eliptice care măresc tensiunea, încordarea prin trecerea bruscă de la vorbirea indirectă la cea directă. Buciumul Agripinei este pus în evidență de către autor cu ajutorul analizei psihologice, modalitate de investigare prin care autorul încearcă să descifreze trăirile interioare ale personajului, dezvăluindu-ne frământările morale ale acesteia. Din punct de vedere stilistic, analiza psihologică se realizează prin intermediul unor metafore și comparații constituite cu ajutorul unei elemente de figurație poetică împrumutate din mediul de viață al personajului. În pieptul ei ardea toată pădurea și bătăile inimii erau bolovani încinși care săreau din loc și o loveau în coaste. Pieptul îi horcăia ca niște foale. Agripina a început să-și uvăiască asemenea vite lovite între coarne. Ajunse în poiană, ea se simte rău. Munții și pădurile se învârtire cu ea și toată greutatea trupului se răsturnă în cap, ca apa într-o sticlă, în gâtul sticlei când o întorci cu fundul în sus. Întreaga novelă există o deplină concordanță între aspectele de natură și sufletele oamenilor. Caracterele acestei... How do you do? La vulturi, de Gala Galaction. Gala Galaction a îmbogățit patrimoniul literaturii naționale cu numeroase romane, novele, schițe, amintiri, însemnări de călătorie, traduceri, devenind astfel unul dintre cei mai viguroși și mai originali scriitori români din acest veac. Coordonatele personalității scriitorului sunt sensibilitatea, firea imaginativă, receptivitatea la tot ce înseamnă durerea și dragostea umană. Garabeti Brăileanu socotea un stilist de mâna întâi, iar George Călinescu un mare artist capabil de o mare probleme de conștiință. Într-adevăr, novelele care l-au consacrat pe acest mare povestitor, Moara lui Călifar, De la noi la Cladova, Gloria Constantinii, În pădurea Cotojmanei, Copca Rădvanului, Lângă apa Vodislavei, La vulturi, Zile și necazuri din Zaveră și altele, înfățișează dureri și